ambiționez să fac lucrurile cât mai bine. Sunt destul de perfecționist. Sunt critic și cu alții și cu mine. Și cred că sunt în zona clasicului. Sunt un clasic. Adică nu mă consider un artist. Așa în sensul în care percepe lumea termenul ăsta de artist. Eu sunt așa mai mult meșteșugar, cumva. Unii spun că sunt talentat, dar pentru unii, spunând asta, unii cred că e ușor. Adică ești talentat, gata, ești, n-ai nicio problemă. Dar nu e chiar așa. Adică talentul, sigur, contează, dar și munca contează. Iar eu lucrez non-stop, lucrez tot timpul. Nu stau. Sunt Aurelian Scorobete, artist vizual. Povestea mea pare foarte legată de Banat, pentru că cred că de-a lungul timpului mulți mi-au cerut ajutorul să mă manifest în legătură cu Banatul. Eu mi-am dat ajutorul și cred că așa mă percepe o anumită parte, nu știu, dintre timișoreni. Am fost implicat în foarte multe proiecte legate de Timișoara și de Banat și cred că de-a lungul timpului, gradual sau nu știu cum să spun, a tot crescut interesul meu pentru Banat și pentru Timișoara, nu știu cum să spun altfel. Am crescut la Chișoda. Aia a fost o copilărie pentru mine perfectă. Aveam Timișul, mă rog, era ceva de mers până la Timiș, dar mergeam destul de des. Stând și pe ultima stradă, aveam câmpul foarte aproape. Câini, cai, motocicletă, bicicletă, tot ce vrei. Iar din clasa a treia am început să fac naveta la liceu de muzică, Ion Vidu, din Timișoara. Am făcut violoncel și pian secundar. De două ori pe săptămână căram violoncelul prin autobuz și îmi făceam loc printre pasageri, deci a fost destul de interesant. Mi-aduc aminte de mergeam de la ultima stație de autobuz până la liceul de muzică, mergeam des pe malul Begheului. Și mi-aduc aminte de pomi, de, nu știu, flori, de studenți. Treceam pe lângă universitate și mă uitam la studenți ca la niște, nu știu, ce urma să fiu eu, să devin, clădirile, rămâi așa cu un fel de aer, ca în piesa lui Baniciu cu Timișoara, cu albul de var, cu flori de măr, are ceva. Cât am fost la liceu de muzică, în clasele mici, am fost doar până în clasa 5-a, nu îmi dădeam seama foarte clar. Dar maică-mea fiind profesoară de desen, eu desenând și manifestându-mă artistic în zona asta de mic, m-am transferat la liceu de arte, secția arte plastice, tot Ion Vidu. Și clar că de atunci a existat un fir de la care nu m-am mai abătut, adică direcția asta de spre a deveni un fel de artist plastic sau vizual, cum se zice astăzi, a rămas din copilărie până acum aceeași. Începând din clasa 9, l-am avut ca profesor pe Constantin Flondor, maestru Constantin Flondor, care cred că mi-a dat cea mai clară direcție și pe care am urmat-o în ceea ce fac eu în pictură și desen de atunci și trecând peste facultate. Deci, în liceu, domnul profesor Constantin Flondor a fost modelul meu. Iar lucrarea de diplomă de la sfârșitul liceului, sau mai bine zis, în timp mi-am dat seama că
mă apropii ca stil sau mi-ar plăcea să mă apropii ca stil de Corneliu Baba, care a fost subiectul lucrării mele de diploma din liceu. Facultatea a fost următorul pas. M-am nimerit la Măcaș, adică nu aveai de unde să știi să alegi, cum să alegi. Am nimerit la domnul profesor Romul Nuțiu, un artist cu tot o altă zonă decât domnul profesor Flondor, și care a încercat câțiva ani să mă tragă de la direcția pe care eram eu. Și țin minte că mi-a mărturisit că nu are cum să mă scoată și atunci m-am împins în direcția în care eu am vrut. Și mi-a plăcut asta la el, pentru că, deși eram total diferit ca stil, lucrarea de diplomă, de exemplu, a fost, am câteva lucrări și aici, într-un stil, așa cum se spune, clasic. Deci nu era pointillism, nu era dripping, nu era experimental, era o pictură destul de clasic. Am intrat primul la facultate, practic în 90, când s-a redeschis, redeschis secția de Facultății de Arte Plastice a Universității din Timișoara, Universitatea de Vest. Am intrat primul pe listă din prima generație, cum ar fi. Atunci erau doar trei grupe, pictură, grafică și pedagogie. Perioada studenției am participat la toate edițiile ale Student Festului, și ca organizator și ca participant. Am făcut un turneu cu colegii mei prin țară să convingem din centrele universitare studenți să vină la festival. A fost o viață într-adevăr efervescentă. Primii ani atunci era o nebunie așa, și pe străzi și peste tot. Foarte fain. Țin minte și acum, ne-am oprit din drum. Ce bine mi-amintesc, ce clar ți-am împășurat eșarfă, da. În facultate m-am întâlnit cu Gheorghe Ficăl. El a venit de la Cluj în anul 2 de facultate, mi se pare. Și era firesc, dacă aveam o gitară sau ceva, la urmă s-au legat lucrurile și am înființat o trupă, un fel de trupă, cu care am scos un album care n-a ieșit pe piață, bineînțeles că nu a fost posibil, dar am avut speranțe, am avut ceva speranțe. Știu că am mers și pe la București, am încercat ceva case de discuri, dar nu a fost să fie. Asta e. Am mai făcut după aia singur eu încă un material, dar ca și compoziție am renunțat deja de ceva ani și fiul meu, cred că el mă urmează și face lucrurile destul de bine. Muzica e tot timpul cu mine, muzica, deci nu pot să nu ascult muzică, de la clasică la un rock, să zic așa, nu foarte dus la extremă, ascult cam orice și în funcție de, nu știu, de ce fac, îmi schimb, adică am perioade în care ascult mai mult muzică clasică, muzică, nu știu, de film, simfonică, am nevoie și din când în când de muzică mai energică. Dar muzica întotdeauna a făcut și face parte din viața mea. În ultimii ani de facultate am luat și o legătură cu calculatorul
Și chiar dacă am avut între timp câteva expoziții, calculatorul a devenit tot mai prezent în viața mea și chiar dacă eu cumva o abatere de la firul respectiv, în momentul în care am terminat facultatea, nu știam exact ce o să urmeze. Adică că am înființat o firmă și că lucrez mult și pe calculator și astăzi. Primul contact a fost cu Photoshop-ul, deci cu editarea de imagini, așa. După care, firesc, simți nevoia să le miști, să le animezi. Și urmează și al treilea pas, care înseamnă încercarea de modelare 3D. Și, deci, practic, eu m-am băgat în toate astea trei zone. Pentru mine a fost important că am reușit să fac un pachet grafic pentru o televiziune din București, adică pachetul grafic de știri, sport, meteo, ceea ce e o lucrare complexă și, nu știu, la un nivel destul de ridicat. Și de câțiva ani lucrez, colaborez cu un fost prieten licean dintr-o generație mai mare decât mine, Dece Baldașcău, care a terminat și el liceul de arte plastice și care e stabilit în Canada și cu care lucrăm la niște documentare. Am făcut câteva, vreo 5 documentare. Ultimul, adică acum încă e unul în lucru care n-a ieșit, dar penultimul a fost chiar în perioada asta de închis în casă, nu știu cum să-i zic, chiar despre Wuhan, despre ce se întâmpla în China în perioada respectivă și care a și fost premiat într-un festival. Mie mi s-a tot sugerat de-a lungul timpului să nu renunț, să așa, și n-am renunțat niciodată, nici acum nu pot să spun că am renunțat, doar că n-am mai prea participat la, nu știu, viața asta artistică, adică expoziții, și m-am cam retras din zona asta. Dar e important că am revenit și acum lucrez destul de mult. Mă rog, deocamdată pentru mine nu se vede foarte clar, dar se va vedea. Cred că un eveniment destul de important, nu știu câtă lume știe de el, dar pentru noi a fost important, adică un grup de prieteni, pot să-l numesc pe Bogdan Herzog și pe Cristian Colojoară, noi am înființat un fel de seri bănățene, le-am zis noi, care aveau loc într-un local din Timișoara, degajat, lumea putea să bea și o bere, dar aveam invitați pe diferite teme, de la arheologie, literatură, nu știu, am avut 10 de ediții și cred că astea au generat adică au generat o grămadă de direcții noi, care toate aveau legătură cu Banatul și cu Timișoara. De exemplu, nu știu, am făcut o hartă a Banatului, am avut proiecte, idei, dintre care cea mai importantă, care îmi vine acum în minte, e, practic, pleacă de la nemulțumirea mea că în Timișoara nu avem nicio statuie ecvestră. Am, împreună cu sculptorul Horia Bojin, am pus bazele unui, adică am creionat un proiect care poate că se va face la un moment dat. Și am și personajul, care iar are o poveste destul de interesantă.
Paul Chinezu sau Paul de Chiniz, aici o discuție, care m-a impresionat, citind, fiind puțin pasionat de istorie, m-a impresionat și am citind monografia lui domnului profesor Hatzegan, mi-am dat seama că nu există decât o singură reprezentare făcută în timpul vieții. Restul, toate sunt, ce sunt în muzeu, sunt reprezentări din perioade romantice și care sunt, mă rog, nu-l reprezintă pe el ca trăsături. Și am mers pe fir. Există un portret la o galerie din Strahov, de lângă Praga, care se pare că e al lui. Le-am scris, mi-au trimis ceva imagini și așa i-am desenat eu portretul după imaginile acelea, iar portretul practic a fost primul dintr-o serie de portrete pe care le-am făcut despre oameni care au influențat Banatul și care au fost importanți pentru Banat. Istoria Banatului chiar e zbuciumată. Ăsta e și motivul pentru care mi se părea firesc să existe cel puțin o statuie ecvestră în oraș, pentru că istoria este presărată de lupte, războaie, personaje. Chiar Paul Chinez este un personaj, nu știu, desprins din... Adică s-ar putea face filme despre el. Cred că n-are un nume foarte potrivit, dar asta e altă discuție. Celelalte personaje care au avut legătură cu Banatul, Ioan Huniade, chiar și Merții, Savoia, pe care lumea îi știe, dar sunt și mulți, nu știu, artiști, oameni de litere, care pe mine m-au impresionat și care fac parte din albumul ăsta pe care îl pregătesc. Practic sunt 60 de portrete. Identificând personajele, am fost nevoit să sap, să caut, să cercetez. Am prieteni care m-au ajutat, în special cu texte, pentru că sunt domenii diferite. Eu nu mă pricep la scris, dar practic prietenii sunt foarte importanți într-un proiect de genul ăsta, pentru că n-ai cum să le faci chiar pe toate de unul singur. Era perioada în care în Timișoara fotbalul se părea că reînvie. Și la vremea respectivă, prietenul meu, Sorin Bogdan, era ofițer de presă la club, la Poli, Politehnica Timișoara, și m-a rugat să mă implic un pic pe zona asta de imagine, că fiind la început nu prea existau nici elemente grafice, nici... Și practic am făcut un fel de revoluție, am dat așa un imbold pe imagine. Mi-amintesc cu tabela, de exemplu, tabela electronică a fost făcută la M și eu am fost în fabrică când tabela era pe mese și se lucra la ea. Și softistul, era cineva venit de la București, mă întreba ce am nevoie, deci practic am participat la nașterea tabelei, care era un fel de prototip, că nu era cumpărată, cum astăzi se poate achiziționa așa fără probleme o tabelă. Am făcut afișe, site-ul, forumul a fost foarte viu în perioada aia. Era foarte greu viața de suporter, adică tu n-aveai cum să nu fii și suporter, chiar dacă lucrai de la, mă rog, eram sus undeva în clădirea oficială, stăteam cu oficialitățile acolo și manipulam tabela și am organizat la meciul cu Poli Juventus, am organizat chiar o... Nici nu știu cum să-i spun, un fel de, cu niște cai, cu cavaleri, un fel de tur al stadionului.
și am avut foarte mare emoție atunci. Soția mea stătea la semnul meu când se le dea drumul, eu puneam o muzică. Era o întreagă nebunie. Da. Am inițiat o serie de afișe pentru fiecare match, un afiș cu altă temă. Deci, practic, nu era un layout în care schimbai doar denumirea, ci erau toate gândite în funcție de echipa adversă. Și de acolo încolo am făcut o grămadă de afișe. Mai nou, uite, sunt implicat într-un festival de rock aici, la Mureș. Chestia cu motocicletele are legătură cu copilăria, pentru că am avut prima mea mobră pe la vreo 13 ani. După aia am avut o motocicletă de cross, după care am trecut la un nivel mai mare și motocicleta face parte din viața mea. E un membru al familiei, dar în fiecare iarnă intră în casă și îl pregătim pentru sezonul următor. Și sezonul are, cum să spun, ne bucură foarte mult, pentru că practic în fiecare weekend, când se poate, ieșim și evadăm din oraș. Se spune că e important drumul, nu neapărat destinația. Deci orice, cum să zic, varietate sau de la câmpie unde vezi orizontul până la curbe, dealuri, păduri, toate au frumusețea lor. Deci e fain și Banatul de pustă și ăla montan și mergem și mai departe. Am fost și în Serbia și în Ungaria. Nu mă plictisesc niciodată, asta e clar. Deci fac lucruri care poate pentru unii nu sunt normale, în sensul că pot să fac și mecanică, să-mi desfac motorul și să-l pun înapoi și să-l repar. Pot să pictez, pot să cânt, pot să merg cu motorul, deci fac o grămadă de chestii practic cu aceeași plăcere. Maica mi-a povestea, eu nu mai țin foarte bine minte, dar maica mi-a povestea că nici nu știam să vorbesc și modelam din brânză o statuie. Sau... cred că e ceva ce am făcut tot timpul fără să-mi dau seama. Adică mi-am făcut o șa de călărit, sculptez, modelez, pictez, nu știu, meșteresc, chiar și prin casă, fac chestii. Într-un timp mă feream să spun că îmi place și pot să fac multe lucruri din domenii diferite, pentru că lumea te percepea ca neprofesionist. Adică era chestia cu mitul neamțului care știe să facă prize și alea le face bestial, dar altceva nu face. Dar eu nu sunt așa, eu sunt fix invers, adică fac orice, de toate.